Polițiștii pun în aplicare 53 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județele Ilfov, Arad, Alba, Mureș, Dâmbovița, Botoșan și Prahova. Pentru 23 de persoane au fost emise mandate de aducere într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelătorie și spălarea banilor. Procurorii spun că suspecții au creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale fantomă pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. În perioada 2011-2014, aceștia ar fi desfășurat acte de comerț intracomunitar cu produse din carne și produse chimice, pe care le-au comercializat în mod ilicit pe teritoriul României, către mari distribuitori de astfel de mărfuri, folosindu-se în acest scop de 15 societăți comerciale de tip fantomă. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la 21 de milioane de lei.